your motor running. Rock FM. Nici nu vine să-l întreb cum a fost drumul de la Cluj până la București pe Paul Ciuci, că na, suntem în România. Bună ziua, Paul! Bine v-am găsit, dragilor! Bine ai revenit în studioul Rock FM. Te-am văzut așa, ușor mirat de schimbările pe care le-am făcut noi pe aici. Asta înseamnă că n-ai mai venit cam de multișor. Nici nu îndrăznesc să mă gândesc să fac un calcul, că n-am fost bun la matematică niciodată, dar n-am fost de mult pe la voi. Nu, ai fost și ai fost absent motivat, pentru că știm cu toții că vara asta ați avut o groază de treabă. Suntem o trupă live și suntem pe drum de când ne știm noi, de vreo 40 ceva de ani. Da, dacă aici... m-ai întrebat de drumul de la Cluj, e Captelea până aici. Captelea. Da. Așa. Bun, nici nu s-a terminat bine vara, că deja Paul Ciuci și Compact au anunțat un nou turneu de toamnă, unde am observat ceva mai devreme, că nu sunt chiar toate orașele pe care o să le vizitați. De exemplu, Bucureștiul nu e trecut acolo. Există explicații pentru asta? Nu știu. Bucureștiul este Hard Rock Cafe-ul, dar nu face parte din turneu. E o altă aniversare despre care, dacă vrei, o să putem discuta. Da, normal. De ce nu? Dar, dacă nu mă înșel, Bucureștiul a fost în turneul din primăvară. Aha, aha. Nici cu ținerea de minte nu mai ies la zi. Te las că nici cu mine nu mi-e rușine. Eu cu borcanul ăla de lecitină ținut de bunica, să-i dau cep sau să nu-i dau. Stai liniștit. Așa cum împarți tu rețete cu coiotul culinar, o să împarți cu mine de astea, de ținut minte. A, ce-a spus, da? Mi-a spus că toată pandemia ați făcut schimburi. 2 ani de zile, acolo. Dacă nu putem să scoatem un rețetar de ăsta pentru orice restaurant. Dar știi că ce făcea nebunul? Ne trimitea și nouă pe grup. Băi, da? Nene, și băleam cu WhatsApp în față, zic, ia uite, bă, ce-am făcut. Și ăștia. Lângă mine era Ava, da, care bălea și ea săracă. Da, cățelușa aia frumoasă, o să vorbim despre ea. Bun, pe repede înainte, 8 octombrie Sibiu, 9 Brașov, 15 Galați, 21 Arad, 22 Timișoara, 28 Ploiești, 29 Constanța și am terminat cu octombrie. În noiembrie pe 5 la Târgu Mureș, 6 noiembrie Baia Mare, 12 noiembrie Cluj, adică acasă, și 13 noiembrie la Alba Iulia. Alba Iulia. Așa. E posibil să mai fie anunțate și alte date? În turneul ăsta nu, pentru că e pregătit... din timp. Așa. Și orice dată, dacă ar mai apărea, nu este, e prea în grabă, nu fușărim lucrurile. Nu de fușări. Fapt, responsabil pentru asta este Dumitru Șohan, managerul trupei Compact, și el se ocupă de toate problemele astea să fie puse foarte bine la punct. Voi mai aveți din când în când așa problema cu managerul vostru? Bă, Dumitre, mai lasă-ne mă și pe noi să mai stăm pe acasă, pe la soțiile noastre, pe la căței, nu știu. Cristi, dragă, dacă suntem trupă live, să știi că 2 ani de zile o săpat adânc în răbdarea noastră. Da. Adică am stat un pic pe bară și nu ne-a prea căzut bine, pentru că suntem o trupă activă și asta facem. Da, bine, din ce mi-aduc aminte, în pandemie, Compact n-a stat chiar tot timpul pe bar, adică din când în când mai apărea, nu că am vremurile bune, bineînțeles. E adevărat. Dar sunt trupe care n-au mișcat nimic timp de 2 ani de zile. Da, eu să zic că ține de, mulțumesc la Dumnezeu că suntem o trupă încă iubită de, uite, a doua, a treia generație de public. Da, clar. Și... clar că sunt recunoscător, în primul rând, fanilor care încă mai vin și plătesc bilet. A fost și la chestia asta un aspect foarte important. Bă, mai avem ceva de spus sau nu mai avem nimic de spus? Că de zile de oraș suntem sătui, că acolo vine lumea, că vine, știm cu toții care e starea și nu-i fericită deloc. Da. Și am zis, hai să-l facem pe ăsta din primăvară, să vedem dacă mai însemnăm ceva sau nu mai însemnăm nimic. Și atunci fiecare are treaba lui și și-o face bine. E totuși nu vine să cred că vă puneți problema în felul ăsta, pentru că eu cel puțin anul ăsta m-am prezentat la foarte multe festivaluri și am văzut reacția publicului de orice vârstă, de la copil până la el cu barba sură, toată lumea cânta și toată lumea aplauda și toată lumea fredona și toată lumea cuvânt cu cuvânt fiecare hit al vostru, pentru că așa îmi place mie mereu să vă prezint pe scenă, uzina de hituri. Că asta sunteți. Că le dați ne-ai pus eticheta asta și îți mulțumim tare fain. Da. Suntem recunoscători că lumea încă mai găsește în toată situația asta generală cu sus în jos, mai găsește bani să
cumpere bilet și la trupa compact. E hrană pentru suflet, asta n-ai cum să ți-o refuzi, Paul, indiferent cum stai cu bugetul. Bă, vreau și eu pentru mine, vreau să mă duc să mă simt bine, vreau să mă duc să-i văd pe oamenii aia, să mă încarc cu ceva. Așa cum fac eu din anii 80 încoace, când vă ascult pe voi, pe Phoenix, pe Iris, pe Cargo și așa mai departe. Și mii de mulțumiri încă o dată, nu știu câta oară, pentru tot ce ați făcut pentru noi și în vremea aia și în vremea asta. Bun, am vorbit de Pălinca, am vorbit de turneu. Ce mai trebuie să spunem despre turneu? Biletele se pot cumpăra de pe iabilet.ro. Exact. Și să urmărească pagina voastră de Facebook și Instagram, pentru că acolo spuneți... Este pusă la punct întotdeauna. Sunt oameni care se ocupă de asta și suntem, le mulțumim și lor Strava Cosmin din Timișoara, care se ocupă de site-ul nostru, și Alina Vasiescu, care se ocupă de conturile noastre de socializare. Lucrurile sunt updatate, să zic, sunt la zi. E ok. Ok, dacă dau drumul la telefoane, acum sunt convins că una dintre întrebările pe care le primim de la ascultătorii noștri: ce proiecte de viitor aveți, domnul Paul Ciuci? Asta cu proiectele de viitor nu sunt foarte... Nu sunt pe bătaie lungă, pentru că am eu o vorbă și îmi place: fă-l pe Dumnezeu să râdă și spune-i planurile tale. Și sigur va râde în hohote, știi? Am văzut 2 ani de zile ne-au pus la punct, ne-au băgat mințile în cap, să zic așa, că aveam și noi vise de astea. Sigur că e fain să visezi, că până la urmă undeva pică un strop de realitate în toate astea, se împlinesc. Dar 2 ani de frână pe care pandemia... Ai văzut ce s-a întâmplat. La nivel peste tot au fost la fel. Deja cu planurile o lăsăm mai moale și ne gândim așa, pas cu pas. E cel mai bine, ca și croitorul. Da. Undeva acolo într-un sertar există niște cântecele schițate așa... Dacă îți spun că sunt 150, o să crezi sau nu crezi? Sigur că nu sunt terminate, sunt idei. Ok. Dar multe din ele, cred că o să apară, vezi, nici nu mai îndrăznesc să spun când o să apară albumul, pentru că există așa o teamă peste tot. Și nu numai la noi în țară. Dacă ai ști și ești la curent cu tot ce spune un Paul Stanley de la Kiss de la Foreigner și... Da. Parcă nici nu-ți mai vine așa, fiecare umblă după un hit să lovească odată și după aia să dispară. Nu suntem pentru chestia asta. Tot timpul am adunat niște trăiri puse în cântece, 9-10, mai mult n-are rost să faci, pentru că pierzi esența. Și întotdeauna, dacă ai observat, la cântecele noastre punem cântece de dragoste și cântece un pic mai altfel, cum e Duhul de Argint, Regele Elelor, altfel. Puțin mai altfel. Dar eu nădăjduiesc că, și îmi doresc tare mult, pentru că acum am o formulă absolut remarcabilă de muzicieni adevărați. Da, sună foarte închegat, se vede că sunteți o familie, sunteți ca frații. Ai spus familie. E exact ca și cum stai într-o casă cu cine ți-e drag. Da, te întâlnești cu el, vorbești, comunici, cânți și vorba lui Lennon: dacă nu ne adunam toți patru să ne certăm și să cântăm, n-ați fi auzit piesele Beatles. Corect. Așa e și la noi. Corect, acum. Corect. Sunt absolut convins că mai există. Ca în orice familie, de altfel, mici tensiuni, mici contre, dar până la urmă, iată rezultatul. Și rezultatul e ăla, când te cheamă lumea pe bandă rulantă, de, exact cum spuneam mai devreme, n-ai timp nici măcar să te odihnești. Mii de mulțumiri încă o dată că ne ascultă comunitatea Moto, e mare, și Rock FM a devenit așa de câțiva ani încoace și radioul motocicliștilor. Este atât de, atât de faină comunitatea asta de bikers, pentru că noi am întâlnit, nu am fost de la început expuși la mișcarea asta. Știi că am intrat, tu ai fost nașul nostru care ușor ne-a introdus. Sunt oameni, am întâlnit oameni extrem de inteligenți, altruiști, devotați unei cauze și asta o atras și ne-a atras pe noi la toată mișcarea asta. Da, foarte multe festivaluri moto își doresc să aibă cap de afiș compact și sunt convins că așa va fi și în anii următori. Dar ne promiți că atunci când scoți un album sau o piesă nouă, pentru că uite, voiam să spun mai devreme, e moda asta, scoatem acum un single, îl promovăm și la 10 alcătuim albumul pentru colecționari, îmi spune mereu Coyotul. Zic, de ce faci, mă, album? Pentru colecționari, că noi oricum lansăm single după single după single, dar când se fac la 10-11 bucăți... Alin Mitare, drag, pentru crezul lui. El încă el este tânăr, dar cu mentalitatea din vechea gardă, vrem să lăsăm ceva în urma noastră. Lucru și foarte nu face, rar. Da, și nu face lucrurile de mântioală. Și-l apreciez ca și solist vocal pentru mine,
unul din primii trei din țară. Nu dau locuri, că n-are rost să discut, dar este unul dintre cei mai buni. Joi îi am aici în emisiune și pe Coyote și pe Balaurul. Să-i salut din partea mea. Roni, slăbiciunea mea ca solist vocal mondial. Vorbeam de album. Cristi, dragă, noi deja avem jumătate de album aproape când îl cântăm live. Exact ce ai spus tu adineori. Zâmbetul din ochii tăi este piesă nouă, Am curaj este piesă nouă, Doarea naibii de tare, La mulți ani, iubirea mea. Ușor, ușor punem un album, dar sigur că o să lăsăm niște surprize pentru produsul final, pentru albumul închegat la final, dar noi le cântăm pe astea, pentru că vrem să punem pe album ce cântăm live și live trebuie să sune cum sună albumul. Corect, corect. Așa cum s-a întâmplat întotdeauna, când a fost vorba de Paul Ciuci și Compact. Paul, mulțumesc mult de tot. Aș vrea să te mai întreb ceva. Ți-a trecut prin minte să, nu știu, să faci o colaborare cu un artist român și dacă da, care ar fi acela? Îl lăsăm pe Coyote, știu că ți-este drag. Cu Coyote. Și ai, exact, ai vrea să chiar faci. Despre asta altcineva. Era vorba. Eram sigur că o să-mi spui Coyote, dar altcineva în afară de Coyote? Aș fi dorit, nici nu știu dacă, nu cred că e prea târziu pentru gândul ăsta al meu, că vezi, mă feresc să spun planuri. Pentru gândul ăsta al meu, sunt vreo 3 sau 4 chitariști foarte buni în România, din generația asta tânără. Sau nu chiar tânără, dar câțiva dintre ei sunt remarcabili. Și mi-ar plăcea să fac un cântec, lucrez la el, nu dau mai mult din casă, că n-are rost. Așa. Și m-am gândit la 4 chitariști din România. O să fie o surpriză, nu spun numele acum, pentru că... Deci, uite, vezi cum... Da. De ce faci asta? De ce? Așa vreau eu să mă alint acum și să... să vă las să doriți albumul. Da, dorim albumul, dar mă lăudam și eu prin sat la mine, că uite mă, la mine în emisiune s-a dat știrea. Da, la mine se dă la tine în emisiune, cu siguranță, și când vom lansa albumul, evident că Rock FM e casa unde se cântă rock și unde ne este drag să venim. Și aici, și la Hard Rock Cafe, apropo de asta, în 14 octombrie, aniversăm 10 ani de când suntem în Hard Rock Cafe. Și cu toată modestia vreau să spun un lucru, 10 sold-out-uri. Jesus! Da, în Hard Rock Cafe. Da. A fost o chestie extraordinară și mulțumim staff-ului de acolo și vouă că ne-ați promovat de fiecare dată. Fără voi, fără fani, o trupă nu are cum să existe. Mulțumim mult de tot, Paul. Să ne aștepte Dumnezeu să fim sănătoși. Exact, să fim sănătoși și vouă drumuri bune, pentru că aveți nevoie de drumuri bune să ajungeți în atâtea orașe unde ați promis oamenilor că mergeți să cântați și sunt convins că acolo, în țară, toată lumea vă așteaptă cu bucurie. Paul Ciuci, aici la Rock FM, hai să ascultăm, așa cum am promis mai devreme, cel puțin în fața lui Paul, o piesă pe care eu o iubesc foarte tare. Am curaj, se cheamă.